Tu știi ce meserie are domnul care vorbește cu noi, deși n-are voie să vorbească cu noi în cască? I s-a interzis acum 2 ani. Știi ce e el? Da. Ce face el? Ce? Nu, ce face pentru noi? Ce e el la bază? Nu știu, niciodată n-am știut. Regizor e. Păi... Are niște filme în cap. Ai auzit asta, ultima parte? Am auzit. A scris tot scenariul. Deci... Flavia și Natalia pe o barcă. Albă. Cârma. Îmi place cum gândește, îmi place cum gândește. E pe stilul meu. Și ție îți place cum gândește? Ia uzi, avem mai mulți obsedați la neața. Natalia, bună dimineața. Bună dimineața. Ador accentul tău. Mulțumesc. Nu pe cel din engleză. Am înțeles. Ăsta de acum. Mersi. Ți se pare că te-ai potrivit foarte tare și într-o altă epocă? Am văzut că ești de acolo. Sunt de acolo, într-adevăr, din televizor. Da. Și din epoca, în stilul anii 70, anii 60. Ce stilul... făceai dacă te nășteai atunci? Dacă nășteai, făceam același lucru. Același lucru. Deveneam... Cântăreață și iubita lui James Dean. Da. Pari... Am înțeles. Unde sunt filmate lucrurile alea? Lucrurile erau filmate în Franța. În Franța? Da, când se întrepă. De mult, sincer, vroiam să filmez videoclipul în Franța, că îmi place la nebunie. Da. Tot ce e legat de Franța, că învățam franceză la școală. Și nu aveam piesă potrivită. Am făcut primul colaborare cu băieții de la Fly Project, Fly Records. Am făcut piesă și era cea mai, cred că, potrivită locație, anume Franța, să filmăm acolo videoclip. Aș putea în sudul Franței să te ascult vorbind așa mult timp. Nu înțeleg ce zici, dar cred că e de bine. Eu, la un singur lucru, mă gândesc că am mâncat pe pauza trecută și sunt convins că am ou în barbă, dar... N-ai nimic. Sunt obsedat. Arăți bine. Odată vii și tu la noi și cred că eu am ou.